atacă un englez care s-a dus la un bordel. Și patroana îl întreabă dacă vrea o blondă, o brună sau o roșcată. Continuă tu. Ajunge! A fost foarte greu la început. Pentru că țin minte că după prima lectură ne-a apucat o durere de cap cruntă și n-am înțeles nimic și a trebuit să o citim în două zile consecutiv, adică prima dată primul act și a doua zi actul 2. Și nu știu de ce l-am făcut. Pentru că eram foarte confuzi după prima lectură. Însă avea ceva textul și ne-am apucat să-l studiem. Am apucat să citim despre el, au fost multe lucruri care nu se potriveau, am citit o traducere din engleză, una din franceză, pentru că Beckett a scris mai multe variante. Și am descoperit lucruri, am ajuns să citim Biblia ca să ne documentăm pentru multe lucruri din text și cred că așa ne-a prins textul până la urmă. Da, s-a întâmplat ceva, a fost o chestie de emoție. Și am sărit puțin mai încolo cu o replică care ducea... Departe. Un calup puțin mic. Cam atât, ok. Mi-a lăsat un coleg. Vreau să-mi ia ceva cineva afară. Nu, colegii mei vor să spună că totul a fost ok. Nu, deci probabil, da, era scris cu pixul peste. Nu, totul a fost bine. Chiar dacă unele chestii n-au fost exact cum ar fi trebuit, eu consider că nu prea s-a văzut... Pentru că ne-am completat foarte bine cu toții și a fost ok. Frant, e să fii regizor, știi? Și să stai să te uiți la ce fac actorii cu spectacolul tău și a, uite așa asta, uite așa asta. Aoleu de capul! Mie îmi place foarte mult textul ăsta, adică nu știu ce părere aveți voi, dar am... da, e absurd. Am făcut-o odată, am întrebat pe cineva, domn profesor, vă place Beckett? Și mi-a zis că e ca și când aș întreba dacă îți place Hamlet. Da. Textul ăsta e de Beckett, frate? Da! Credeam că e caracial. Să spun eu, am zis ceva pe net. Nu. Vreau să spun că cel mai mișto lucru în legătură cu acest text este că s-a spus că e un text în care nu se întâmplă nimic de două ori. Și pentru că mai are și un act 2, pe care noi nu l-am făcut, dar o să-l facem. Ne obligă domnul Naum. Da. Sperăm cât mai curând. Ne mai adunăm forțe. Momentan suntem în tratative. Da. Negocie. Pentru că am citit și actul 2 și iarăși m-a apucat o durere de cap. Îți explic eu. Creanga. Ia, Creanga. Da? Încearcă să pricepi. Mă bizui pe tine. Fii atent. Gogo. Ușor. Creanga nu rupe. Gogo mort. Didi, creu. Creanga rupe.